Bine v-am regăsit! Să nu descurajez niciodată pe nimeni care progresează continuu, indiferent cât de încet. Cu acest motto de la Platon încheiem săptămâna la Xprim TV, nu înainte însă de a trece în revistă principalele subiecte din asigurări. Volumul subscrierilor ING Asigurări de Viață a crescut ușor în primele 9 luni ale anului pe fondul diminuării numărului de contracte cu primă unică. În privința categoriilor de produse aflate în topul preferințelor clienților, se remarcă menținerea interesului pentru produsele care oferă protecție și economisire pe termen lung. Cornelia Aurelia Coman, director general a ING Asigurări de Viață, a declarat: la finele lui septembrie, nivelul activelor pe care le administram pentru clienții noștri de asigurări și pensii a ajuns la 1 miliard de euro. Aceste rezultate exprimă încrederea cu care ne investesc clienții noștri și dau măsura demersurilor pe care le întreprindem constant pentru consolidarea activităților pe baze durabile și pentru a răspunde și mai bine nevoilor de siguranță, transparență și consiliere profesionistă ale clienților. Schimbările impuse de noul cadru economic european au favorizat dezvoltarea unor noi concepte pe piața asigurărilor din România. Astfel, începând cu 2011, principalele entități responsabile de supraveghere a sistemului de asigurări și-au reorientat strategiile înspre implementarea unor norme menite să perfecționeze și să profesionalizeze la un nivel european sistemul de asigurări din România. Compania Cundem Broker de Asigurare este prima societate de profil care s-a aliniat normelor legislative în vigoare privind profesionalizarea celor mai buni consultanți financiari. Bernard Neumayer, director general Cundem Broker, a declarat: am primit pozitiv inițiativa CSA de a profesionaliza sistemul de asigurări din România, deoarece aceasta coincide cu strategia companiei noastre de a crește calitatea și profesionalismul procesului de promovare a soluțiilor optime pentru clientul român. În vederea implementării noilor noastre proiecte, declar cu bucurie că am devenit prima companie din România care și-a susținut managerii în participarea atât la cursurile de pregătire profesională continuă, cât și la primele sesiuni de examene ale Institutului de Management în Asigurări, având o promovabilitate de 81%. După primele 9 luni ale anului în curs, subscrierile AXA au scăzut cu 2%, rezultatele rămânând în trendul înregistrat după primele 6 luni. Pe segmentul Life, compania franceză a înregistrat o scădere a încasărilor cu 9,3%. Denis Duvern, deputy CEO AXA, a declarat: în acest domeniu, activitatea noastră a consemnat o îmbunătățire a portofoliului către o afacere mai profitabilă, cu o creștere de 13% a liniilor de protecție și asigurări de sănătate, în timp ce polițele Unit Link au o pondere mai mare în totalul contractelor. Pe linia de asigurări de accidente și proprietăți, subscrierile au crescut cu aproape 4% până la 21 de miliarde de euro, datorită majorărilor de tarife de aproximativ 4%. AA Insurance, o companie de asigurări din Marea Britanie, a făcut publice condițiile de utilizare a cutiilor negre pentru vehicule, care vor înregistra date despre comportamentul clienților săi pe șosele. BMW plănuiește să instaleze încă din propriile fabrici cutiile negre pe mașini începând cu 2015. Astfel, companiile de asigurări ar primi informații complete și corecte despre traseele urmate de asiguraților, intervalul orar și durata călătoriilor, viteza cu care circulă sau comportamentul acestora la volan. Toți acești factori vor contribui la un calcul cât mai exact al riscului în funcție de fiecare client în parte, reducând sau majorând astfel prima de asigurare a fiecărui șofer. Acestea au fost știrile săptămânii la Xprim TV. Noi vă mulțumim pentru atenție. Vă dorim un weekend plăcut și vă așteptăm din nou luni cu cele mai importante subiecte ale zilei.